Și un binecuvântat. Hai, gata. Copiii și persoanele nevoiașe din parohia acoperământul Maicii Domnului Romanov ca Basarabia au avut bucuria în prima zi de Crăciun pe stil vechi, luni 7 ianuarie 2019, să primească daruri din partea mănăstirii Hadâmbu. Acțiunea a făcut parte din seria activităților filantropice pe care mănăstirea Hadâmbu le derulează în perioada sărbătorilor de iarnă, la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahare din Dealul Mare. Delegația a trecut mai întâi Vama Sculeni, iar apoi s-a îndreptat spre satul Romanovca, situat la câțiva kilometri de orașul Ungheni. În fața bisericii acoperământul Maicii Domnului a parohiei Romanovca, delegația a fost așteptată de preotul paroh Nicolae Tverdostup și de câțiva enoriași. Mai leu! Tu de ființă naște și pământul peștera, celui neapropiat aduce. Vestea venirii starețului de la Hadâmbu s-a răspândit destul de repede, astfel că o parte din copiii însoțiți de părinți au venit în Sfântul Locaș pentru a colinda și pentru a primi daruri. Dând pe fiul său, e Crăciun, Crăciunul-i bun, bucurie de Crăciun. Nată în azur, nu de Crăciun, vin colindătorii în casă, se vestească pe creștin. Acasă colindăm, domn, sănânță, când boierii nu s-a casă, domn, sănânță, când boierii nu s-a casă, domn, sănânță. Florile d'albe, noaptea pe la cântător, florile d'albe, florile d'albe, și vin mereu, mereu. Florile d'albe și la duc pe Dumnezeu. Florile d'albe, florile d'albe, haine mare, steaua se lucește și luminețește, și luminețește, că astăzi curată, ea nevinovată. Îi răspățim pe colindător, rămân mie două, ați cântat așa de frumos, de Moș Crăciun, v-au dus daruri bogate, vedeți? Cu multă emoție și bucurie, cei mici și cei mari au vestit nașterea Domnului. Părintele paroh Nicolae Tverdostup a prezentat un scurt istoric al parohiei Romanovca, menționând câteva din dificultățile pe care le întâmpină în activitatea pastoral-misionară. În continuare au fost vizitate trei gospodării din sat în care locuiesc persoane bolnave sau care se confruntă cu lipsuri materiale. Doamne ajută, Doamne ajută! Nașterea! Ești binecuvântată! La mulți ani! Uite, o venit Moș Crăciun din România! O Moș Crăciun din România, aveți? Cum vă cheamă? Nadejda. Nadejda? Așa se numește de botez. Sunteți singurică? Singurică. Sunteți văduvă, da? Și copilași n-aveți? Copii aveți? Mamă, trei copii am avut, da, unul a murit și doi sunt, da. E departe de mine, da, băiat, și de... Ca când el are casă la Cornești, partieră. Dar vine, vă îngrijește, vă ajută? Oamenii au primit alimente și dulciuri, dar mai ales au fost îndemnați de arhimandritul Nicodim Gheorghiță să aibă nădejde în Dumnezeu și să se roage Maicii Domnului ca să mijlocească cu rugăciunile sale. Tot timpul în suferință să strigați pe Maicuța Domnului. Este scutul nostru care... Maicuța Domnului ajută, Maicuța scumpă ajută-mă ca să puteți duce crucea și suferința pe care o aveți. Așa mă gândesc numai la Dumnezeu. Cum... E greu și eu acum bolnă, eu de-aia mă gândesc la Dumnezeu. Cât Dumnezeu ne-a dat zile, trebuie să o țin și... Poate de sus și cele bune cele, toate încercările și toate. Bine, soră Nădejde, fiți blagoslovită și sărbători frumoase vă doresc din suflet. Mulțumesc. Fiți binecuvântată. Și iertați că v-am necăjit acum, v-am deranjat. Mulțumesc. Sănătate, sănătate. V-am adus niște alimente, niște daruri, de Crăciun, să aveți o bucurie.
Suma tare, cât de cât? Pare bine. Sărac. Dar nu mai plângeți. Lasă, lasă, Nicolae, hai, lasă. Să vă ajute bunul Dumnezeu și Sfântul Nicolae, că-i purtați numele la un sfânt mare. Crăciun binecuvântat. Hai, gata. Omul și-a răstit. Delegația a vizitat apoi locuința preotului paroh Nicolae Tverdostup, care a mulțumit în mod deosebit arhimandritului Nicodim Gheorghiță pentru darurile oferite copiilor și oamenilor săraci. Născut Domnul Iisus, Fecioara Maria, nouă veste v-am adus. Bine v-am găsit! Bine ați venit! În parohia noastră și în casa noastră suntem nespus de bucuroși, chiar ne sunt o bucurie, nu am cuvinte, vă mulțumesc. Cred că noi suntem mult mai bucuroși, fiindcă v-am, în primul rând că vă cunosc mult mai bine, am ocazia să vă cunosc mult mai bine, că din auzit și am părinții Leorez la fratele Constantin și am venit cu multă bucurie, cu multă și mare binecuvântare. Dumnezeu, iată că am ajuns la Sfinția voastră, vă dorim din suflet sărbători frumoase și binecuvântate. Nu știu, mi se închide vocea așa. Emoții, părinte, din suflet, din suflet. Dumnezeu și Maicuța Domn să vă răsplătească, înmeit eu. Poate nici nu-s vrednică de așa o bucurie care ne-ați făcut-o astăzi și chiar pentru Inoriaș, că știți care e situația la noi în parohie, Constantin știe care e situația, că cu adevărat eu duc misia, adică lupta în satul acesta, că ei au alte gândiri, alte, dar știți că de mult poate mă gândeam să plec din parohia aceasta, dar totuși eu trebuie să stau până la urmă. Spus bucurie, astăzi 7 ianuarie, Crăciunul Pistil Vechi, calendarul Iulian, în parohia noastră care a venit Moș Crăciun din România. Ne-a adus o mare bucurie pentru toți inoriași, mai ales pentru copiii care au rămas satisfăcuți de așa mare bucurie, cu așa cadouri frumoase care au primit din la frații noștri pe Seprut. Și sunt și eu, ca paroh, preot, nespus de bucuros, pentru că vreau ca să vadă inoriașii noștri din Romanoca cât ne iubesc românii din cealaltă parte a Prutului și vreau cu vremea ca să demonstrez tuturor românșenilor că suntem un popor și o limbă și o țară suntem, care numai cât ne disparte Prutul, mulțumim din suflet pentru tot ce ați făcut pentru noi și totdeauna vom fi recunoscători și să fim împreună și poate să îndura bunul Dumnezeu ca să ne unească, să nu mai avem frontieră, ca să putem trece în partea cealaltă și din partea cealaltă încoace, să trecem ca să fim o țară puternică așa cum a fost mai înainte România Mare. Acțiunea filantropică din satul basarabean Romanovca s-a desfășurat la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță și a fost sprijinită de mănăstirea Hadâmbu, dar și de oamenii darnici din țară și străinătate.